Bună, dragilor, bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți cu mine de mai demult, bine ați venit. Pentru aceia dintre voi care mă vedeți acum pentru prima dată, și am o mare rugăminte la voi, dacă încă nu sunteți abonați acestui canal, vă rog să vă abonați chiar acum, apăsând butonul roșu de subscribe de mai jos, pentru că mă ajută tare, tare mult, astfel încât YouTube să mă recomande și altor iubitori de parfumuri, iar pentru voi este complet gratis. Și dacă vă interesează subiectul parfumurilor, activați și butonul clopoțel ca să primiți notificare la următoarele clipuri postate, pentru că vă asigur că urmează multe, multe clipuri frumos, tare frumos parfumate. Hai să-i dăm drumul cu clipul de astăzi, pentru că de azi dimineață mă tot strofoc să-l filmez, dar am avut tot felul de întreruperi. Ba, mi-a sunat telefonul, ba, nu-mi să dea bine părul și a trebuit să mă spăl pe cap. Probleme grave, ce să vă zic. Așa că, da, hai să-i dăm drumul cu 10 arome energizante, care îți dau bună dispoziție, vesele, care îți ridică modul așa și îți fac un pick-me-up rapid în momentele când poate ești lipsit de energie sau te simți mai low sau ai o dispoziție mai proastă și ai nevoie de ceva care să te ridice rapid și să-ți îmbunătățească starea de spirit și să-ți aducă un vibe pozitiv. Și înainte de a vorbi propriu-zis despre parfumurile pe care le-am ales eu astăzi, aromele pe care le-am ales, vreau să vă zic că mai toate parfumurile considerate în general de vară, care de obicei sunt arome citrice, pot fi considerate energizante. Ceea ce consider eu energizant sau parfumuri vesele, parfumuri care aduc optimism, care aduc bună dispoziție, sunt în general cele care sunt fructate sau gurmande. Cam astea sunt de obicei parfumurile, cel puțin acelea care mie îmi ridică spiritul și îmi dau așa un vibe pozitiv. Așa că vă puteți, nu trebuie să ne limităm la parfumurile pe care le-am ales azi, ci vă puteți inspira și din parfumurile mele din rotația de vară, și am să vă las în căsuța de descriere un link, și chiar din parfumurile pentru caniculă. Am două clipuri deja publice pe canal cu parfumuri, cu recomandări de parfumuri pentru caniculă. Toate sunt citrice, toate sunt fructate și toate vă pot schimba starea și vă pot aduce bună dispoziție, așa că să nu ne limităm doar la acestea. Însă, pentru clipul de astăzi și pentru că n-am vrut să fiu repetitivă și să tot vin cu aceleași parfumuri de vară în fața voastră, mi-am scotocit bine, bine prin colecție, prin sertare, prin dulapuri și am găsit parfumuri de care chiar uitasem de-a dreptul sau pe care nu le mai mirosisem de mult, nu mai rețineam aroma și mi-am dat seama că de fapt astea sunt foarte citrice, foarte fructate, foarte gurmande și sunt potrivite ca și parfumuri vesele care să-ți ridice starea de spirit, și le-am adus aici în fața voastră. Și vreau să încep cu un parfum care este la mine în colecție de toamna trecută sau acum 2 ani în toamnă, nu mai țin minte exact, dar îl am de la Roberta Chirilă și este un parfum super accesibil de la Avon. Este vorba despre Eve Truth. Vreau să scap repede de căpăcelul ăsta de la recipient, pentru că nu stă fix. Nu știu de ce. De obicei știu că Avon avea ambalaj destul de calitativ, nu știu de ce ăsta face schemele astea, dar mă rog, am scăpat repede de el. Îl am în varianta asta așa mică de 10 ml, parfum de poșetă, și nu-l știam până când nu mi l-a trimis Roberta. Îi mulțumesc tare mult pentru că m-a făcut să descoper un parfum foarte, foarte frumos, foarte vesel și optimist. Este un parfum gurmand, un mega fructat, cu ceva vanilie, sigur că nu, și vanilia o mâncăm, deși vanilia este gurmandă, cu ceva mosc, iar ca note are frunze de zmeur, are coacăze negre, are frezie, are bujor în mijloc, iar în bază are ambră, mosc, vanilie și lemn de cedru, un alt preferat de al meu, așa că este perfect pentru a-ți ridica starea de spirit și a-ți da un boost de energie în momentele în care ești așa mai căzut, mai low, undeva mai jos și ai nevoie de așa ceva. Nu cunosc performanțele lui, pentru că l-am găsit
Chiar astăzi, căutând prin sertarul și, sertar și pregătind, oh, Doamne, ce vorbesc, și pregătind clipul ăsta, așa că nu l-am purtat, realmente nu l-am purtat nici măcar odată, deci nu știu ce performanțe are, dar ca și miros, strict ca și miros, se potrivește perfect scopului și este super mega energizant. Al doilea este un parfum din colecția mea de parfumuri de vară. În rotația de vară, în Project Pen, vreau să consum cât mai mult din el. L-am avut și anul trecut, l-am purtat, îl știu, îl cunosc, îmi place tare, tare mult. Este de la Escada și se numește Turquoise Summer. Din câte știu, Escada are patru parfumuri în colecția asta Summer. Ăsta, Turquoise fiind unul dintre ele, eu l-am în varianta asta așa de 30 de mililitri. L-am primit de la Doina Barbu, îi mulțumesc tare, tare mult. Și ăsta te energizează numai așa când te uiți la el. Ia uitați cât de frumos este ambalajul cu rozul ăsta în căpăcel, el așa cu albastrul ăsta în degradé. Este absolut superb ambalajul. Avem și brandul aici, Scada, pe gulerașul pulverizatorului. Ce să vă zic, o prezentare foarte faină. Iar mirosul este superb și el. O explozie de fructe. Din câte am înțeles, creatoarea parfumului este Cindy Crawford, știți, top modelul, supermodelul anilor 90, pentru aceia sau acelea dintre voi care sunteți de mai demult, ca și mine și ați prins vremurile alea. Cindy Crawford era super, super mega celebră, un fel de Kim Kardashian de astăzi. În fine, revenind la parfumel, e super, super mega gurmand, fructat, cu lapte în bază, cu caramel, cu vanilie, ceea ce îi dă o mega sau încă un strat de, sau cum să zic, o supra-calitate de gurmand și o supra-cantitate de energie, iar în vârf și în mijloc are fructe. Fructe de toate felurile și câteva floricele și vorbesc aici despre căpșuni, despre smeură, despre ananas, despre rodie, despre coacăze, despre citrice, despre pepene. Iar ca și flori are violetă, floare de portocal și trandafir. Vă închipuiți, deci este o superbitate. Este dulce, într-adevăr, este dulce, dar nu e dulcele la leșinător care să te leșine în vreme caldă. Ba, eu zic că poate fi purtat în vreme caldă. Nu l-aș purta chiar pe caniculă, dar dacă vremea este caldă undeva până în 30 de grade, eu zic că merge acest Escada Turquoise Summer. Performanțele lui sunt medii, după părerea mea. Nu rezistă 8 ore, 10 ore, dar rezistă undeva pe la 4-5 ore, cam așa pe pielea, undeva la 5 ore. Da, superb mirosul, te bine dispune, te înveselește instant de cum îl simți, așa că da, își merită locul aici. Un al treilea parfum, o a treia aromă pe care v-am adus-o astăzi să vă arăt și peste care am trecut așa în mod nemeritat în momentul în care mi-am făcut rotativa de parfumuri. Nu știu de ce nu mi-a sărit în ochi la momentul respectiv. Pur și simplu am luat-o din cutiuță și am trecut peste ea fără să mă opresc cu adevărat și cu atenția asupra ei, pentru că o merită din plin. Este vorba despre Celestial Fascination de la Dubai Collection. Se găsește pe site-ul lor. Apropo, nu v-am spus despre cealaltă. Na, Avon, desigur, se găsește în catalogul Avon, iar Escada se găsește cel mai ușor pe Notinoam. Să vă las eu în căsuța de descriere link-uri pentru ele. Iar acest Celestial Fascination este clonă pentru Richwood de la Xerjoff. Este o aromă atât de proaspătă, atât de citrică, dar are și un trandafir foarte frumos în ea, ca și note. Deschiderea este strict citrică. O superbitate. Mandarină, portocală, lămâie, grapefruit, deci ceva nu vă puteți închipui. În mijloc are trandafir, coacăze negre și paciuli, iar în bază are vanilie, musc, santal. Superb, absolut superb parfumul ăsta. Foarte împrospătant, foarte energizant, foarte reconfortant. Pe unii sau unele dintre voi v-ar putea duce cu gândul la un parfum bărbătesc. Are așa un ușor iz bărbătesc datorită lemnului, datorită esențelor lemnoase dinăuntru, dar, după părerea mea,
poate fi foarte bine și foarte ușor purtat și de o doamnă, domnișoară, de o femeie, să zicem așa. Da, super energizant, super boosting așa pentru moral. Și hai să mergem mai departe la Lovely de la Vioris și pe el l-am tot așa în variantă parfum de poșetă și e un super mega gurmand, iar dacă vreți să-l asociați așa cu un parfum foarte cunoscut, să vă gândiți că este pe linia lui Light Blue, în sensul de citrice, foarte multe citrice, lămâie, portocală, grapefruit, iar cel mai bine, după părerea mea, se resimte aici, verbena. Deci eu verbena o simt foarte, foarte bine. E și ușor dulcică, nu vă gândiți că este foarte dulce, însă este ușor dulcică, așa ușor bombonicioasă. Cumva mă duce cu gândul la bombonelele acelea zaharate din copilărie. Nu e leșinător de dulce în niciun caz și calitatea lui principală este aceea citrică. Deci în mod clar este un gurmand. Citrice cu ceva vanilie, posibil cu ceva mosc aici. Este un parfum ușor de purtat, merge la aproape orice ținută, merge foarte bine la sport, merge la plimbări prin oraș. Este un parfum nepretențios și cu care oriunde veți merge, în mod clar, nu veți da greș. E foarte greu să dai greș cu asemenea parfum. Oriunde ai merge, da. De la Vioris este, am să vă las link și pentru el în căsuța de descrieri și eu vă spun așa strict ce simt mirosindu-l, pentru că deși cei de la Vioris listează notele pe site, niciodată nu stau să le studiez, să le memorez, să le învăț, să le rețin, eu v-am spus strict ce am simțit. Bun, următorul este de la Lidl din gama lor Suddenly Fragrances și este New York. Clonă, bineînțeles, originalul lui fiind Donna Karan New York Woman Energizing. Eu nu știu originalul, nu l-am văzut niciodată pe nicăieri, nu mi-a dat de ochi, să zic așa, ca să-l pot testa, însă una dintre voi, Izabela, cred, sper să nu o încurc, Izabela, te pup, te salut, mi-a zis că are originalul și că miroase exact la fel, 100% identic. E singurul parfum pe care l-am cumpărat eu de altfel atunci când s-au lansat ele în iarnă, e printre cele mai recente lansări și știu că le-am mirosit atunci pe toate și ăsta m-a impresionat cel mai mult și mi-a plăcut cel mai mult. E neașteptat pentru mine să-mi placă genul ăsta de parfum pentru că e citric, e foarte puternic citric. Și eu nu eram, cel puțin, nu mă știam ca și o iubitoare de parfumuri citrice, însă ăsta atât de mult mi-a plăcut încât pe loc l-am și cumpărat. E super mega boosting, energizant datorită citricelor. Dar nu are doar note de citrice și hai să vorbim un pic și despre notele lui. În deschidere are citrice și ce credeți? Vodka. Da, are vodka și alcoolul ăsta, da, îl face gurman, dar îl face și un pic ozonic, să știți. Mie îmi dă senzația aceea de gheață, de aer, de proaspăt, de ozonic. Na, alcoolul, în mod sigur, clar, dă senzație de prospețime, pentru că alcoolul atunci când se evaporă rămâne rece în urma lui și exact senzația asta o ai și de la parfum. Da, efectiv simți prospețime, răcoare, gheață. Da, dacă pot să zic așa, nu este notă de gheață, este notă de vodcă, dar așa cel puțin o resimt eu. Deci pe lângă aceste citrice și această vodcă are narcisă, are violetă, lotus și orhidee, iar baza este una lemnoasă. Mesteacăn și tot felul de alte note lemnoase. E foarte mișto parfumul ăsta. L-am purtat, da, pot spune că l-am purtat, însă nu are performanțe super wow. Aș spune că rezistă câteva ore pe la 3 pe acolo. Cam așa. Deci cu indulgență aș zice că rezistă 3 ore la mine, însă mirosul este absolut super și fără probleme mi-l reîmprospătez oricând. Mergem mai departe la un parfum pe care eu îl am în varianta asta de ulei și este vorba despre clona lui Delina de la Parfum de Marly. Îl am de la Gloria Perfume, s-a mai dus scrisul aici, dar era scris. Se găsește pe parfumat.ro la un preț super bun și mie îmi amintește foarte mult de copilărie. Este un mega gurmand, deci un
Super, mega gurmand, dacă pot să zic așa, este și foarte dulce, deci ăsta într-adevăr este dulce, nu chiar leșinător, dar aproape, deci este printre cele mai dulci parfumuri pe care le-am mirosit eu. Are o deschidere cu bergamotă, licii și rubarbă, deci astea fiind bergamota citrică, licii, este tot un fruct, nu știu exact în ce... nu știu, categorie s-ar încadra, nu cred că este un citric liciu, dar este fruct, deci este gurman, deci îți dă clar energie și rubarba la fel, este, nu știu dacă e considerată legumă sau fruct, dar e comestibilă, e gurman. Iar pentru un pic de spiciness, pentru un pic de iuțeală, are și un pic de nucșoară în deschidere, în mijloc are trandafir, are bujor, are vanilie, are mosc, deci niște floricele frumoase și curățele prospețele și bineînțeles dulceața aia de la vanilie, să nu uităm. Iar în bază are cașmeran, are tămâie și mai are și ceva lemne, vetiver și cedru. Lemne, esențe lemnoase, hai că așa. Deci vă închipuiți ce minunăție de energie poate să vă dea și cât de bine și cât de rapid îți poate ridica moralul parfumul ăsta. Mergem mai departe la un parfum de la parisian.ro. Este numărul 46 și este clona lui Olympia. Și l-am ales pentru că n-am vrut să mă limitez la parfumurile de vară. Bine, ați observat probabil că, de exemplu, de Lina nu poate fi, sau cel puțin eu nu-l consider un parfum de vară, așa că l-am adus și pe Olympia, pe care eu îl consider un parfum de toamnă și îmi place să-l port toamna. I-am adus și lui clona ca și parfum care îți dă energie, care îți ridică starea de spirit și îți dă bună dispoziție. Da. Și clar se încadrează. Este un parfum dulce sărat, deci clar un gurmand, iar ca și note are o deschidere proaspătă cu mandarină, deci un citric, are vanilie, are sare, eu simt și un pic de caramel, chiar dacă nu l-am văzut listat pe Fragrantica, dar mie așa mi se pare că ar fi. Mai are ambergris pentru prospețime, iar în bază ca și esență lemnoasă are lemnul de santal, care și el dă un vibe și un iz proaspăt. Mie parfumul ăsta îmi place tare mult, mi se pare super, super, mega reușit și fiind gurmand, având fructe, având vanilie, având sare, îmi dă energie și îmi ridică moralul, așa că vă încurajez să-l încercați și voi să-l pulverizați în momentele în care vă simțiți mai blea și o să vedeți că o să vă înveselească. Un alt parfum despre care v-am mai vorbit și care e super mega fructat și instant vă ridică moralul, Happy Juice de la Douglas. Eu l-am de pe Import Direct, nu știu dacă se mai găsește, am să verific și am să vă las link în căsuța de descriere. Eu am dat, cred că 10 lei pe el la Black Friday și e așa, în formatul ăsta mic, de poșetă de 10 ml și chiar îl am în rotația de parfumuri de vară. I-am căutat notele, am vrut așa să mă orientez un pic, dar nu le-am găsit, pe Fragrantica le-am căutat, de fapt, poate dacă intram pe site-ul Douglas le găseam. Well, asta este. E un mega fructat și ușor floral. S-ar putea să mai aibă și ceva mosc, ceva ușoară vanilie, dar foarte ușoară. Cel mai mult se simte prospețimea aceea de la fructe, ceva floricele pe acolo, poate ceva ușoare, ușoare, subtile esențe lemnoase, probabil ceva santal, că și ăsta mi se pare așa proaspăt. Și până și numele este sugestiv pentru faptul că îți aduce o stare de bine. Happy Juice! Yay! Bun, mergem mai departe la ultimul, cred, pe care l-am în două variante. Și bineînțeles că este și el un fructat gurmand. Este vorba de Bitter Peach de la Tom Ford, pe care eu îl am în două versiuni de clone. Una de pe parfumat.ro de la brandul Shaik și una de pe dubaicollection.ro de la brandul Pandora Sense și se numește Just Peach. Trebuie să caut exact ce număr este acesta la Shaik, că nu știu așa
Aba, uite, scrie aici, este numărul 379. Hai că am și găsit. Numărul 379 de la Shaikh. Diferența dintre cele două este, aș zice eu, la stil. Cred că notele sunt aceleași, dar asta este mai pe stilul arabesc, mai pe stilul oriental, cu o vanilie mai puternică și parcă o leacă mai... cu un iz mai benzoic, pe când acesta de la Dubai Collection se vede că a fost adaptat pentru a fi pe placul occidentalilor. Adică este ușor mai amărui, nu se simte la fel de benzoic, deci clar mai western, să-i zic așa, cumva mai western. Ca și note, ele au o deschidere citrică, cu o piersică, dar cu o piersică foarte, foarte faină, îndulcită așa cu vanilie și în plus mai au o notă bubbly care vine de la coniac. Deci, din nou, alcool, o super combinație între citrice, vanilie, piersică și alcool. Deci toate sunt gurmande. Probabil că mai sunt pe aici și alte ușoare esențe florale, lemnoase, dar alea nu se simt atât de puternice, s-ar putea ceva mosc, însă cele mai pregnante note sunt acelea gurmande și tocmai de asta îți și dau vibe-ul ăla și liftul ăla de energie. Foarte mult îmi place și îl port și vara și toamna, vă zic sincer. Da, chiar mi se pare o aromă potrivită pe care s-o dai pe tine, s-o pulverizezi în momentele în care ai nevoie de ceva care să te ridice de jos și să-ți dea energie. Și dragii mei, acestea au fost toate alegerile mele, 10 la număr, de parfumuri pe care să le porți pentru a te înveseli când ai nevoie de un pick-me-up. Sper că v-au plăcut alegerile mele. Dacă le știți, le-ați încercat sau le aveți, spuneți-mi în căsuța de comentarii, unde vă aștept cu mare, mare drag să stăm de vorbă. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă pup pe toți, vă îmbrățișez. Să ne vedem cu drag și cu bine la un clip viitor. Mua! Pa, pa!